Cum pot brandurile să genereze o rată ridicată de engagement? Acum, depinde foarte mult cum definești rata asta de engagement. Practic, ea variază foarte mult în, în, în funcție de domeniu. De exemplu, o rată de engagement de 3% este foarte mare în domeniul produselor financiare, în vreme ce în domeniul media nu este foarte mare. Și atunci, iarăși, în funcție de, 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 de domeniul în care activezi, trebuie să gândești o anumită strategie. Brandurile de media generează foarte mult engagement creând de așteptare, făcând i pe oameni să dea click, să vadă pe acolo ce se întâmplă, descoperind subiecte mai un pic mai aparte, în vreme ce brandurile, să spunem, mai de produs, brand sau de servicii B2C, au dificultăți mai mari. Dacă ele, nu știu, dacă merg pe, pe, promoții, pe anunțare de oferte, pe treburi de genul ăsta, sigur generează o rată mare de engagement. Dacă e o chestie de asta, hai să băgăm comunicatul de presă, rata engagement e mică. Să spunem, ProTV, în momentul în care are uh, România au talent vinerea la ora 21, atunci generează cea mai mare engagement. Dacă se mută și au sâmbătă la ora 21 danse sau ce au în program, atunci generează engagement. Cred că contează foarte mult ce oferi pe de altă parte, un, nu știu, să spunem, un brand ăsta care este nișat pe un anumit moment al zilei. Habar n-am, nu știu, în cafea, oamenii beau 90% cafea mai, mai devreme. Poate generează mai mult engagement în respectiva perioadă. Uh, un supermarket poate generează mai mult engagement către finalul săptămânii. De ce? Pentru că oamenii se pregătesc să meargă la cumpărături și eu zic, hai să mai o pagină, o privire pe pagina respectivei companii, să vedem dacă au vreo ofertă, dacă pot să fac ceva în, în direcția asta. Vedem foarte mult că în zona de medie oamenii merg cu 20, 40, 60, poate și 80 de posturi pe zi și au un engagement foarte mare. De ce? Pentru că ești obișnuit să, ori, să consumi media tot timpul. Revenece deci evident că un brand nu știu, de asigurări, să spunem, nu ar putea să pună 80 de posturi. Nu ar putea să pună 80 de posturi din două motive. Pentru că oamenii nu consumă atât de mult genul ăsta de produse și doi, pentru că nu au ce să comunice. Eu cred că limita este legată de ce poți să comunici. Eu aș recomanda ca oamenii să posteze ceva mai mult decât postează acum. Poate un post pe zi nu este suficient. Eu aș spune că 3-4-5 poate să fie o, o treabă bună dacă ai ce să comunici. Media are un succes foarte mare. Probabil rata de engagement variază între 5% în cazurile în care își fac treaba, dar nu extraordinar, și până la 10-15% în anumite situații. De deci, ce treaba asta, că o spuneam și mai devreme, pentru că oamenii consumă media. Mai mult de alta, interesant este că rata de engagement pe demograficile feminine. E mai mare decât rata de engagement pe demograficile masculine. Un site de cooking va face un, un engagement mai mare decât un site de mașini. Iar cea mai mică rată de engagement o vedem în zona produselor mai aride, să zicem așa. Produsele financiare nu au cum să aibă o rată foarte mare de engagement. Produsele B2B, iarăși, nu au cum să aibă o rată mare de engagement, pentru că scopul unei pagini, nu știu, de B2B sau financiare nu este neapărat să fie citită în flux, și mai degrabă să rezolve altfel de probleme de comunicare, să rezolve probleme de, de customer support, să rezolve probleme de generarea unui knowledge base unde oamenii să intre și să studieze, nu neapărat uh, să vândă uh, în mod direct, în mod continuu. Cumva pe zona asta, fac treabă foarte bună generând aplicații, creând oferte speciale, făcând chestii dincolo de comunicarea propriu-zisă, comunicarea de zi cu zi.